29 mai 2024, Soil Sunflower, Pau Pau, Asemina Trilova. Creșterile sunt destul de mari, de 15 cm cu aproximație, altele mai micuțe un pic, la un 10 cm. Dar ce este cel mai important sunt aceste fructe, clastere pe care a reușit să le țină anul acesta, primul an în care fructifică și reușește să țină și câteva fructe. Sper ca până în toamnă să le țină, să nu le piardă pe parcurs, dar mă gândesc că dacă au ajuns atât de măricele, va reuși să le ducă până la coacere. Ne bucurăm că o să gustăm anul acesta, dacă o să gustăm, și sperăm că anii viitori vor produce toți, vor începe să producă și ne vom bucura de roadele lor. Sunt minunatele fructe de pau-pau. Aici avem un prima, care și el a reușit să țină un singur cluster cu două fructe. Se preconizează anii viitori și producție, așa că vom aștepta nerăbdători și sperăm că anul acesta măcar să le gustăm pe acestea care a reușit să le țină. Asemina Triloba, Pau Pau, este un pom extraordinar. Prin fructele pe care le poartă, sunt niște fructe foarte gustoase. Pot să spun că, ca și preferințe, sunt preferatele mele din toate fructele pe care le-am gustat până acum. Odată stabilizat în pământ, nu are nevoie decât de puțin îngrășământ în fiecare an. Poate de două ori pe an, primăvara și toamna, dacă nu o singură dată primăvara, când intră în vegetație, și nu are nevoie de nicio îngrijire suplimentară, nu are dăunători momentan în România, unde este nativ. Prin America mai are într-adevăr o boală fungică, dar este doar de estetică, nu distruge prea mult și nu trebuie stropit, ceea ce bineînțeles că îl pretează pentru o cultură bio, o cultură ecologică, fără să aibă nevoie de storopiri cu chimicale. Sunt niște pomi care merită să investiți în ei și să faceți niște livezi. Momentan sunt foarte puțin cunoscuți în România, dar să sperăm că în timp o să devină cumva popular, pentru că este păcat. Niște fructe exotice care trăiesc la temperaturile din România și care nu au dăunători și nici boli. Nu pot să zic decât că este minunat. . 30 mai, deja avem creșteri destul de pronunțate, ceea ce este bine. După cum se știe, în primii 2 ani, chiar 3, creșterile sunt nesemnificative. La noi, dacă au început să crească, înseamnă că s-au stabilizat rădăcinile. Și ne vom bucura de fructele minunate.